Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul lui Dumnezeu pentru ziua de astăzi este în Evanghelia după Luca, capitolul 2. Citesc de la versetele 36 la 38. Luca 2, cu 36 la 38. Să ascultăm cuvântul Domnului. Mai era acolo și o prorociță, Ana, fata lui Fanuel, din seminția lui Asher. Ea era foarte înaintată în vârstă și trăise cu bărbatul ei 7 ani după fecioria ei. Rămasă văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani, Ana nu se depărta de templu și zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu post și rugăciune. A venit și ea în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Iisus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Amin. Iată un text care ne întoarce în timp la viața pământească a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Deși este Dumnezeu atotputernic, Creatorul Universului, Cel ce ține în mâna Lui toate stelele și le cheamă pe nume, pe fiecare, El este ținut în brață de mama, Maria, de Iosif, tatăl adoptiv, și acum este dus la templu după rânduiala mozaică, adică după legea lui Moise, după 40 de zile de la nașterea unui băiat, mama putea să meargă la templu să aducă o jertfă pentru curățirea ei rituală în urma nașterii, potrivit textului din Levitic 12, cu 2 la 6. Și aici când are loc dedicarea lui Iisus Hristos, așa cum facem noi în biserică, cu noi născuți, când părinții prin credință îi aduc înaintea Domnului, aici la templu, printre alte persoane, părinții sfinți Maria și Iosif și pruncul Iisus, au fost întâmpinați de 2 persoane care apar pentru prima dată în Scriptură și dispar după aceea. Nu se mai vorbește despre ele. Este profetul Simeon, care a fost anunțat de Duhul Sfânt că el nu va muri până nu va vedea izbăvirea lui Israel, asta însemnând până nu va vedea pe Mesia. Și iată-L că Iisus Hristos, în brațele Mariei, este în templu, deci la templu, mai degrabă la templu, pentru că nu este înăuntru în templu, este la templu, în așa zisa curtea femeilor. Duhul Domnului îl înștiințează și spune: ăsta e copilul despre care ți-am vorbit, el este Dumnezeul cerului și al pământului. Și mare lucru, mare lucru să poți crede aceasta. Simeon s-a dus la acest copil plăpând, care trebuia schimbat, trebuia să-i dai să bea apă, trebuia să fie ținut la piept, să fie hrănit, trebuia ținut în brațe, nu știa să vorbească, și acesta este Creatorul cerului și al pământului. Dar Simeon nu pune întrebări, pentru că știe că Duhul Sfânt nu greșește. De aceea ia în brațe copilul, îl binecuvântă și rostește profeția pe care o știți. Și apoi al doilea personaj este Ana. Această prorociță, care, dacă ne uităm mai atenți la textul
pe care Luca îl folosește și în special textul grecesc. Vreau să vă spun că în zilele trecute m-am uitat de câteva ori pe textul grecesc și m-am uitat la mai multe traduceri. Sensul este următorul. Ana este în vârstă de aproximativ 105 ani. Nu-i de 84 de ani, cum aparent citim aici după Cornilescu. Ana, după rânduiala de atunci, s-a căsătorit ca și o adolescentă în Israel și în Orientul Mijlociu. În timpul acela, căsătoria fetelor era permisă de la 12 ani în sus. Dacă s-a căsătorit numai la 14 ani, Ana, și a trăit 7 ani cu soțul ei, are 21 de ani. Plus 84 de ani de când a rămas văduvă, că asta înseamnă aici 84 de ani, Ana are 105 ani. Încă este vioaie, încă este activă și uimește pe toți. Are cunoștințe despre venirea lui Mesia mai mult decât cei mai mulți care sunt prezenți acolo la templu. Marea întrebare care pe mine m-a frământat și care m-a pus să cercetez textul mai cu deamănuntul este aceasta. Cum a putut această femeie să rezolve problema singurătății timp de 84 de ani? Cum și-a păstrat mintea sănătoasă? Și cum a supraviețuit? Pentru că o femeie văduvă, chiar tânără în Israel, are dificultăți. Dacă n-are ce să moștenească de la soțul ei, șansele de supraviețuire pentru o văduvă erau mici. Ori să recăsătorea, dar Ana n-a ales să se recăsătorească, unele în disperarea lor, trebuie să vă spun și acest lucru, se prostituau ca să trăiască, altele se vindeau sclave ca să poată să supraviețuiască și șansele de supraviețuire pentru o văduvă, deci când vorbim de femei, erau minime. Din nou, cum și-a păstrat mintea sănătoasă? Pentru că singurătatea este o problemă care are efecte extrem de negative asupra oamenilor. Extrem de negative. O să vă dau câteva exemple și apoi vom intra în subiectul nostru. Odată singurătatea nu este bună pentru că și Dumnezeu a constatat lucrul acesta. Nu este bine ca omul să fie singur. Când l-a făcut pe om, l-a făcut o singură persoană, pe Adam. Dar a văzut că Adam nu-și găsește companie în restul creației și Dumnezeu a mai văzut ceva, că Dumnezeu este o entitate, o grupare de trei persoane și ei aveau părtășie eternă, dragoste eternă, activitate eternă, toate erau în părtășie. Dumnezeu a zis, e bine ca omul să fie singur. Și de aceea a creat instituția familie, a creat femeia. N-a mai creat un bărbat, a creat femeia pentru cei ce predică alte evanghelii aceasta. Deci, primul care constată că singurătatea nu-i bună este Dumnezeu. Apoi, singurătatea nu-i bună pentru că omul este o ființă socială. De felul meu, eu sunt un om mai tăcut, chiar dacă vorbesc și predic în biserică, dar de felul meu sunt un om tăcut. Îmi place să vorbesc când sunt abordat,
Altfel, mai greu intru într-o discuție cu cineva. Stau lângă soție și mă întreabă, încă ești aici? Și venind pe avion, încoace spre casă de la Londra, s-au pus lângă noi, lângă mine, două persoane care nu s-au cunoscut, au schimbat două vorbe și n-au mai terminat până în Los Angeles, nu și-au terminat poveștile, nu știu ce au tot povestit atâta. Dar au vorbit într-una. Pentru că omul este o ființă socială și îi place să comunice, să împărtășească. Nu-i bine ca omul să fie singur. Pe de altă parte, frașisurilor, doamnelor și domnilor, singurătatea este o putere care distruge sufletul. Distruge sufletul. Puneți, vă rog, pe ecran Psalmul 142 cu 4, considerat cel mai greu verset din Scriptură pentru om. Uitați ce zice David. Aruncă-ți ochii la dreapta și privește. Nimeni nu mă mai cunoaște. Orice scăpare este pierdută pentru mine. Și apoi spune un lucru care este cel mai dureros. Nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Asta este cea mai profundă depresie pe care poate să o aibă cineva în existența lui sau ei pământească. Nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Ce credeți dumneavoastră? Cei ce sunteți de vârsta mea știți foarte bine că venim dintr-un sistem politic nebun care s-a ridicat împotriva lui Dumnezeu, comunismul. Știți foarte bine că arma, una din armele pe care comuniștii le foloseau, care era? Luau oamenii, îi închidea și îi închidea în celule singuri, solitari. Ca să nu poată comunica cu nimeni, pentru că știa că acolo își pot pierde la un moment dat sănătatea mentală și vor începe să vorbească și să spună lucruri pe care ei așteptau să și le noteze în notele lor și să poată să chinuiască și să batjocorească și să persecute mai departe Biserica lui Hristos. Aduceți-vă aminte de fratele Richard Wurmbrand. Citiți scrierile lui, a fost la noi când încă era în viață și a predicat de multe ori. Dar spunea, unul din lucrurile pentru care m-am certat cu Domnul a fost că m-au închis solitar, singur. Și m-am plâns la Domnul și am zis, da, asta înseamnă să te slujesc pe tine? Să nu știu dacă e zi sau noapte, pentru că era ținut la Jilava, undeva la etajul 3, pe sub pământ, într-o celulă îngustă, umedă, unde picura apă într-una, flămând, nehrănit, bolnav. Și spunea fratele Wurmbrand, când m-a scos de acolo, nu știam cât timp a trecut, am aflat că am fost ținut acolo 3 ani. 3 ani. Singurătatea distruge sufletul. Și Ana este o femeie vioaie. 105 ani și este activă. Este la templu. Apoi, frașesurilor, doamnelor și domnilor, nu uitați că singurătatea a fost cel mai devastator strigăt care s-a auzit vreodată pe pământ. Cine l-a făcut? Hristos. Marcu 15 cu 34. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Aia a fost cea mai teribilă singurătate din experiența omului muritor. Și a avut-o Iisus Hristos
din cauza mea și din cauza ta, din cauza păcatelor noastre. Și apoi, singurătatea nu poate, în cele mai multe cazuri, decât să aducă lacrimi și depresie. Psalmul 80, 4 și 5, puneți pe ecran, Psalmul 80, 4 și 5, trebuie citit cu atenție ca să înțelegeți ce v-am spus, este o stare de depresie și de plâns, de lacrimi, de disperare, pe care, ce Doamne Dumnezeule, Dumnezeul oștirilor, până când te vei mânia cu toată rugăciunea poporului tău? Deci tot strigi către Domnul și nu vorbește. Și auziți mai departe, îl hrănești cu o pâine de lacrimi și îl adăpi cu lacrimi din plin. Asta e singurătate, când Dumnezeu nu răspunde. Din nou, întrebarea este aceasta. Având în vedere efectele negative ale singurătății, cum a putut Ana să rămână sănătoasă la minte, să poată să discearnă scripturile și încă să poată să audă glasul Duhului Sfânt, să se ducă la templu și să vorbească cu oameni despre speranța lui Israel și a Ierusalimului? Și speranța aceasta era Iisus Hristos. Ce secrete a știut Ana? Frați și surori, doamnelor și domnilor, mesajul cu care voi sta în fața dumneavoastră, cu mult respect și cu multă smerenie înaintea Domnului, se intitulează Cură pentru singurătate. Cură pentru singurătate. Ca să nu spunem leac pentru singurătate. Cură pentru singurătate. Trei lucruri face Ana. Trei lucruri le are în atenție ca în toți acești 84 de ani de văduvie să rămână alertă, să rămână sănătoasă la minte, să-și păstreze bucuria, pentru că, nu uitați, ea se trage din Asher. Asher înseamnă fericire. Ea și-a păstrat fericirea. Și-a păstrat pacea sufletească, pacea lăuntrică. Trei lucruri le-a făcut, pe care le poți face și tu și eu, ca să rezolvi problema singurătății. Pentru că, trebuie să specific și acest lucru. Poți să fii în mijlocul mulțimii, în mijlocul bisericii, poți să fii în mijlocul New Yorkului, care are 18 milioane de locuitori, sau a Los Angeles, aici lângă noi, 16 milioane de locuitori. Poți să fii în mijlocul lor și să fii singur. Să fii singur. Nu sunt o mulțime de bolnavi și de familii care aduce bolnavii la scăldătoarea Siloamului? În timpul lui Iisus Hristos și slăbănogul acela care de 38 de ani poate a fost dus mereu, de 38 de ani, Domnul Iisus l-a întrebat, vrei să te faci sănătos? Și el ce a răspuns? El a răspuns că îl durea pe el mai rău. N-am pe nimeni. 38 de ani, paralitic, n-a umblat, dar îl durea singurătatea mai tare. Pentru că nu era nimeni să-i vorbească, să-l ajute, să vină la timp pentru nevoia lui. Poate că ești în biserică, la internet, ești cu familia, poate urmărești împreună cu familia mesajul acesta sau l-asculți după ce îl rostim noi aici. Și în inima ta zici, n-am pe nimeni.
n-am pe nimeni în casă, n-am pe nimeni între rude, n-am pe nimeni în biserică, n-am pe nimeni între colegii de școală, de facultate, n-am pe nimeni la lucru. Sunt un singuratic. Ana a rezolvat problema singurătății în trei aspecte distincte. Și primul lucru pe care Ana l-a făcut și tu poți să-l faci este acesta. Îmbracă-te cu virtuți, cu virtuți spirituale. Ce virtuți are Ana? Marea ei virtute este că în fiecare zi se duce la casa Domnului. În fiecare zi se duce la casa Domnului. Rămasă văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani, Ana nu se despărțea de templu zi și noapte. Zi și noapte. Este o mare virtute. O virtute care începe să se piardă tot mai mult în aceste vremuri din urmă. Nu observați dumneavoastră că le este tot mai greu să vină la casa Domnului? Noi stăm la internet. La care? Că deschid internetul și până se termine serviciul divin răsfoiesc 50 de site-uri de internet și n-a urmărit niciuna. Și nu s-a ales cu nimic. Frați și surori, doamnelor și domnilor, dacă ne numim copiii lui Dumnezeu și avem nevoie să ieșim dintr-o stare de singurătate, vrem să fim înțeleși, Dumnezeu se bucură să iubim casa Lui. De ce? Pentru că aici, la casa Lui, ai părtășie cu El. Dacă vrei să rezolvi singurătatea, cauți casa Lui Dumnezeu, cauți părtășia frățească. Ana caută părtășia frățească, caută casa Domnului. Și în felul acesta rezolvă patru lucruri foarte, foarte dificile. Primul, amărăciunea după funerar. Doamne, de ce mi-ai luat soțul? De ce trebuie să mor așa de tânăr? Dar de ce a trebuit eu să rămân văduvă așa de tânără? Dar de ce să fiu nevoită să mă duc să îmi cerșesc pâinea? Pentru că nu erau instituții ca și astăzi unde să mergi să te angajeze. Societatea era organizată diferit, știți foarte bine. Dar de ce să mă vând sclavă? Este amărâtă cu Domnul, dar a rezolvat problema funerarului, amărăciunea funerarului, căutând casa Domnului. Ea se duce, nu să-L întrebe pe Domnul de ce, se duce să se roage Domnului să o întărească, să-i poarte de grijă, să o izbăvească din starea în care se află. Și dacă este cineva care poartă de grijă, acel cineva este Dumnezeu. Este Dumnezeu mărit să fie numele Lui. Nu numai că învinge amărăciunea funerarului, învinge amărăciunea familiei propriu-zise. Observați că nu este nicio mențiune despre alți membri din familie pe care Ana să-i fi avut. Nu este nicio mențiune. Spune despre tatăl ei că a fost fiica lui Fanuel. Cred că mama nu-i trăiește pentru că nu este menționată. Fanuel însemnează cel ce vede fața lui Dumnezeu. Și Ana a învățat de la tatăl ei să vadă fața lui Dumnezeu. Să vadă bunătatea lui Dumnezeu. Și de aceea singurătatea ei depășește amărăciunea familiei. Dacă nu mai are o mamă sau un tată pământesc, dacă nu mai are rudenii care se poartă de grijă, știe că are un tată ceresc. Și unde îl poate găsi? În casa Domnului. În casa Domnului. Amărăciunea funerarului, amărăciunea familiei, amărăciunea finanțelor.
ea nu are finanțe, nu are venit. Însă, la casa lui Dumnezeu sunt oameni care vin cu inimă să binecuvinteze pe Domnul și care vin cu inimă să înalțe numele Domnului și să poarte de grijă altora. Sunt oameni care, schemați de Domnul cu un dar special numit darul ajutorărilor. Mi-aduc aminte de fratele păstor, doctorul Luțu Tipei, cel care a fost președintele cultului pentecostal, cred că pentru 3 mandate diferite, spunea următorul lucru. Era pe timpul regimului comunist, avea un singur salar de la filială unde lucra ca un funcționar la filiala din Arad și copiii veniseră în familie, era nevoiaș, avea nevoie de ajutor. Și spunea fratele Tipei, a venit un predicator în România în vremea aceea, un predicator străin din America, și predica cuvântul în Timișoara. Și cineva mi-a spus, este un predicator aici care ridică sufletul când i-a auzit cuvântul. Nu vrei să mergi la Timișoara, la serviciu divin din Timișoara? Cred că la fratele Codreanu, în biserică. Și a zis, m-aș duce, dar n-am bani de tren să mă duc până în Timișoara, din Arad, că le-s aproape. Deci atâta nu avea, bani de tren să meargă până în Timișoara. Și gândindu-se oare cum aș putea să ajung acolo, îl caută un frate și zice, eu vreau să mă duc în Timișoara, că este un serviciu divin special în Timișoara. Era în cursul săptămânii. Zice, am mașina, dar n-aș vrea să mă duc singur și îmi caut pe cineva să meargă cu mine. Și a zis, păi, eu sunt ăla, că eu tocmai vreau să mă duc și nu știam cum să mă duc, că n-am bani de tren. Hai cu mine. Zice, mi-am luat paltonul, că era frig, era iarnă, și am ajuns în Timișoara. Am pus paltonul în cui, acolo într-un hol la intrare în biserică și am intrat la serviciu divin. Biserica arhiplină. S-a vestit cuvântul, ne-am bucurat, ne-am rugat, toate au fost bune. No? Plecăm acasă. Deci, mi-am luat paltonul și când am ajuns acasă și am să-mi dau paltonul jos, am simțit că parcă se lovește ceva de piciorul meu. Ce se întâmplă? Ce? Că nu mi-am băgat mâna în buzunar. Am băgat mâna în buzunar și am găsit un plic, așa, gros. Erau bani îndoiți. Peste 2000 de lei. Și un bilet acolo, pe care scrie așa, nu știu cine ești, nu aveam plan să vin la biserică în seara aceasta, însă Domnul nu m-a lăsat și mi-a vorbit și mi-a zis, du-te, ia banii aceștia și pune-i în buzunar la omul pentru care te trimit. Și nu s-a semnat acolo. Un copil al Domnului. Spunea fratele Tipei, dar cum de tocmai la paltonul meu s-a dus? Cum de tocmai pe mine m-a ales? Cum de tocmai pe mine m-a binecuvântat? Cum? A văzut Domnul că este în nevoie și a văzut că nu merge să zică Domnului te țin de pola haine până când îmi dai o pâine. S-a rugat Domnului și a lăsat problema în mâna lui Dumnezeu. Ana s-a dus la templu, s-a rugat și de 84 de ani trăiește. Da, s-a obișnuit cu post și cu rugăciune, dar asta nu semnează că n-a mâncat 84 de ani.
Eu mă gândesc, după ceea ce cunosc istoric din vremurile acelea, că la templu, când Irod, zis cel mare, a extins templu, el a extins aria templului, și anume, cum a extins-o? A făcut ziduri de o parte și de alta a templului și, după regula ebraică, a împărțit aria aceea în două. Prima parte, la intrare, în aria templului, se numea Curtea Neamurilor. Aici aveau dreptul neamurile să intre, să vină la templu. Și dacă vreau să aducă și ele jertfă, să se roage, venea un preot în Curtea Neamurilor, vorbea cu ei și dacă cineva spunea, eu vreau să aduc o jertfă, lua jertfa și preotul se ducea cu ea la altar și aducea jertfa. Neamurile nu aveau voie să treacă de curtea aceea. Apoi, zidul care despărțea Curtea Neamurilor de restul ariei avea 7 porți. Pe porțile acestea se intra în curtea a doua, se numea Curtea Femeilor. Femeile aveau dreptul să meargă în curtea a doua, până la ușa templului. Dincolo de aceasta nu putea merge nimeni, numai preoții. Și curtea aceasta era împărțită în două. De o parte erau bărbați, de o parte erau femeile. De acolo este tradiția cu împărțeala aceasta, care s-a făcut și în biserici și după tradiția ortodoxă. Ana, cred că, văzându-i credincioșia, cred că a primit o cameră aici în Curtea Femeilor. Pentru că peretele era prevăzut cu cămăruțe, unde să se retragă cine vrea să se roage singur sau dintre familiile preoților să locuiască acolo pe timpul slujirii. În estimarea mea, pentru că era zi și noapte la templu, eu cred că Ana a primit o cămăruță din aceasta să stea acolo la templu, fiindcă era de mare ajutor. Oricine venea și întreba, Ana îi trimitea unde trebuie. La persoana la care trebuie, le explica ce trebuie să facă, cum trebuie să facă, pentru că observați și aici, când a văzut pe părinții sfinți cu pruncul Iisus, imediat s-a dus, pentru că Duhul Sfânt care i-a vorbit lui Simeon, i-a vorbit și ei. Și de aceea a rezolvat și această problemă a finanțelor, a locuinței, pentru că mă gândesc că i s-a oferit un loc datorită eficacității și hărniciei pe care o avea și curăției de inimă ca să poată să fie utilă în ajutorarea altora. Și apoi, pe lângă amărăciunea funerarului, amărăciunea familiei, amărăciunea finanțelor, a rezolvat aici la templu amărăciunea sănătății firave. Gândiți-vă că are 100-105 ani. Mama Irina, pe care cei mai mulți din noastră știți, a stat cu noi și a avut 101 când a chemat-o domnul acasă. Da. Și soția, și eu, și copiii ei, și nepoții, îi spunea mereu, mami, bunii, nu merge singur acolo, să nu cazi, că o să-ți rupi un șold, o să-ți rupi o mână, e greu să te miști, e greu să fii atentă, te poți împiedica, ai 100 de ani, mamă. Eu cred că și la Ana s-au dus, s-au zis, soră Ana, doamna Ana, sunt scări aici, de la poarta bărbaților și până la, ca să ajungi și să intri în departamentul unde erau femeile, trebuia să urci 14 scări, trepte. Ana, o să te împiedici și o să cazi pe scările acelea. Ai 100 de ani, 105 ani, cum? Eu cred că Ana avea în minte următorul lucru. Nu mă opriți voi pe mine să nu mă duc aici în Curtea Femeilor. Pentru că eu știu un lucru. Știu 1000 de locuri
unde dacă vine Iisus, nu mă găsește, că nu vine acolo, dacă vine Mesia. Dar știu un singur lucru, un singur loc unde, dacă vine Mesia, acolo mă găsește. Pentru că scria în Maleahi, capitolul 3, cu versetul 1, aceste cuvinte. Și Domnul pe care îl căutați va veni deodată în templul său. Ana știa cuvântul acesta. Sunt convins că Ana a zis, dar dacă apare astăzi Mesia? Dar dacă apare astăzi Mesia, cum să mă duc într-un loc unde nu apare? Mai bine mă duc într-un loc unde apare. Cu sănătatea cu care o am, firavă, nefiravă, Dumnezeu va fi cu mine. Și-a primit binecuvântarea. Și-a primit-o. Deci primul lucru cu care poți rezolva problema singurătății este să te îmbraci cu virtuți spirituale. Al doilea lucru pe care Ana l-a făcut și pe care tu poți să-l faci și eu, încinge-te cu valori sfinte, nu numai cu virtuți spirituale, cu valori sfinte. Care sunt valorile pe care a pus preț Ana? Odată a pus preț pe casa Domnului, valoare. A pus preț pe veghere, a pus preț pe post, a pus preț pe rugăciune. A pus preț pe frați și surori, de-aia merge la templu, pentru că nu era singură la templu. A pus preț pe Dumnezeu. Psalmul 42, primele două versete. Cum dorește cerbul, izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule, când mă voi duce să mă înfățișez înaintea ta? Și ea se duce în fiecare zi să se înfățișeze înaintea Domnului. A pus preț pe închinare sfântă. Versetul 38 este tocmai aici. A venit și ea în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu. Nu s-a dus să bârfească. Nu s-a dus la templu să aranjeze business-uri. S-a dus să laude pe Domnul. Înțelegi tu lucrul acesta? Întrebarea și pentru noi este aceasta. Care sunt valorile pe care punem preț? Care sunt valorile pe care punem preț? Faptul că s-a încins cu valori sfinte a ajutat-o să depășească criza singurătății. Și apoi, în al treilea rând și în ultimul rând, pe lângă faptul că s-a îmbrăcat cu virtuți sfinte, pe lângă faptul că s-a încins cu valori sfinte, ea s-a încurajat cu o viziune spirituală. Care a fost viziunea Anei? Ce viziune a condus-o pe Ana ca să-și rezolve problema singurătății? Viziunea ei, numărul unu, era aceasta, să-l văd pe el. Să-l văd pe el, pe Mesia. Vreau să-l văd pe el. Pentru că așa cum s-a cântat deja aici, în timpul închinării, prin cântare, frați și surori, doamnelor și domnilor, cura pentru singurătate este Iisus Hristos. Chiar dacă familia te-ar părăsi, și sunt atâția care îți părăsesc de familie, chiar dacă prietenii te-au părăsit, chiar dacă poate biserica ți-a întors spatele, chiar dacă nu știu cine, și zici, am rămas singur. Este unul care a zis, și iată că eu sunt cu voi în toate zilele. Până la sfârșitul veacului. Dacă este cineva cu noi în momente de singurătate, dacă este cineva cu noi în cuptorul cu foc, dacă este cineva cu noi pe mare, dacă este cineva cu noi în zile de foamete, în zile de criză, este Iisus Hristos. Este Iisus Hristos. Crezi tu lucrul acesta? Care ți-e viziunea? Viziunea lui Ana a fost să-l văd pe el. Și vă întreb, l-a văzut? L-a văzut. Și-a împlinit viziunea. Și-a împlinit-o. Și viziunea lui Ana, și a noastră trebuie să fie aceasta, este că singurătatea pe lângă Iisus Hristos este acoperită de Duhul Sfânt. De Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Cura pentru singurătate este Duhul Sfânt. Ioan 14,
cu 16 la 18. Puneți-l pe ecran. Este un text penticostal despre care fratele păstor Dr. Florin Antonie spunea: eu sunt baptist de denominație, dar iubesc mult penticostale și mai ales pentru faptul că primii penticostali din lume au fost evrei. Unde s-a coborât Duhul Sfânt? Nu peste evrei. Peste evrei. Ne rugăm Domnului să-l boteze Domnul și pe el. Ioan 14 cu 16 la 18. Uitați ce spune Iisus Hristos și rezolvă problema singurătății. N-am să vă las orfani, a zis el. N-am să vă las orfani. Nu vă las singuri dacă eu plec și mă duc la Tatăl meu. Nu rămâneți singuri. Ioan 14 cu 16 la 18. Am să vă trimit un alt mângâitor și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâitor care rămâne cu voi cât? În viac, mai departe. Și anume, Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște. Dar voi îl cunoașteți, uitați, că își rămâne cu voi și va fi în voi. Mărit să fie Domnul. Singur? Da, singur. Părăsit? Da, părăsit. În criză? Da, în criză. Și ce faci? Ce faci? Mă îmbrac cu virtuți sfinte. Nu încetez să iubesc casa lui Dumnezeu. Nu încetez să iubesc cuvântul Domnului. Nu încetez să iubesc pe frați. Nu încetez să nu iubesc rugăciunea, să nu iubesc postul, să nu iubesc cuvântul Domnului, să nu iubesc părtășia frățească. Nu încetez să nu cred în profețiile biblice. Nu încetez să nu-L iubesc pe El, pentru că El este cura pentru singurătatea mea. Mi-a murit soțul, va spune Ana. Dar am pe cineva mai aproape chiar decât soțul meu. Îl am pe Mesia, îl am pe Iisus Hristos. Îl am pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care este cu mine și care este în mine. Și atunci, exact cum spune în Psalmul 27, primele trei versete, Domnul este tăria mea și scutul meu. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică? Chiar o oștire. Uitați, când înaintează cei răi împotriva mea, lăsați versetul și apoi trecem. Ca să mănânce carnea, tocmai ei, prigonitorii și vrăjmașii mei, se clatină și cad. Și apoi, mai departe, chiar o oștire de-ar tăbărâ împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme. Chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aș fi. Și cum rezolvă David problema? Versetul următor: un lucru cer de la Domnul. Și îl doresc cum? Fierbinte. Ce cerea? Ce cerea? Casa Domnului. Casa Domnului. Pentru că aici se rezolvă problema singurătății. Ca și Ana. Casa lui Dumnezeu. 27. Și Psalmul 23, dacă vreți, da. Voi locui în casa Domnului pentru toată viața mea. Da. Mulțumesc. Iată, frați și surori, doamnelor și domnilor, o cură sigură pentru singurătate. Lumea în care trăim se plânge. Se duc la psihiatri, se duc la consiliere, se duc la psihologi și ajung din ce în ce mai rău. Din ce în ce mai rău. Aduceți-vă aminte, v-am spus această întâmplare și cu aceasta închei și vă chem la rugăciune. Eram încă în România și am avut harul acesta să lucrez la Centrul Cultului Pentecostal în același office, în același birou cu fratele Trandafir Șandru, pionier al mișcării pentecostale române. Și într-una din zile, era iarnă, așa, perioada ca aceasta, și în România era zăpadă și era o vreme de gripă teribilă. Când a venit dimineața la office fratele Trandafir, era tare vesel.
Și ne-a chemat pe toți câți eram în office-uri acolo. Și haideți să vreau să vă povestesc ceva, zice, ce n-ați mai auzit. Ce ieri, după ce m-am dus acasă de la birou, am luat încă pe un frate din comitet cu soția și cu soția mea și ne-am dus să vizităm pe frații bătrâni. Că sunt singuri și bolnavi în vremea aceasta. Și am ajuns la această soră, singură, ca și Ana, singură. A strigat cumva la noi, am auzit, să intrăm, ușa era deschisă, că era bolnavă, era acolo în pat. Și ne-am dus lângă patul ei și am întrebat-o ce face și a zis, frate trandafir, eu mă încurajez singură, mai vine câte o soră să mă vadă, dar rar se întâmplă. Dacă îmi pot face un ceai, e bine, dacă nu, îi mulțumesc lui Dumnezeu. O atitudine de aceea, nu de resemnare, ci de mulțumire către Domnul. Dar ieri am avut o zi grea, frate trandafir. Am avut o zi grea. Dar ce zi ai avut grea? V-ați simțit mai rău? Ați fost mai bolnavă? Nu, zice. Am avut un atac demonic. Și dar cum ai avut atac demonic? Păi zice, stând aici pe pat, am luat Biblia de pe noptieră și am început să citesc. Și când citeam Biblia, frate trandafir și frate cu celălalt și surorilor, nu aud voci, nu am halucinații. Și am auzit o voce foarte clară, care mi-a zis așa, degeaba citești, că tu în curând vei muri și vii la mine, nu mergi la Iisus al tău. Frate trandafir, când am auzit așa ceva, zice, era gata să mor acolo pe pat. Și am stat puțin și m-am rugat în sinea mea și am zis, nu, eu nu mă duc în iad, nu mă duc la diavolul, eu mă duc la Iisus. Dar vocea aceea a fost obraznică. Parcă venea de sub pat, frate trandafir, a zis, nu, că la mine vii. La mine vii, degeaba te rogi, că ăla nu te ascultă. Eu spun adevărul, nu Iisus. Și zice, atunci mi-am adus aminte de predicile dumneavoastră și am luat Biblia în mână și am lăsat-o sub pat și am zis, ia citește și tu un pic, mă, și vezi că scrie că eu la el mă duc. Așa a înțeles dânsa. Și m-a lăsat în pace. Pentru că nu suportă cuvântul lui Dumnezeu. Iisus Hristos tocmai așa l-a biruit pe diavolul când l-a ispitit. Ce a zis Iisus Hristos? Este scris. Este scris. Frați și surori, este scris că este cu noi în fiecare zi. Este scris că Duhul Sfânt este cu noi și este în noi. Este scris că și la 100 de ani și 105 ani, dacă iubești pe Domnul și iubești casa lui Dumnezeu și ai virtuți și iubești virtuți sfinte, poți să fii o binecuvântare pentru semeni și îl vei vedea pe Iisus Hristos. Vrei să-L vezi? Încinge-te cu virtuți creștine. Îmbracă-te cu și iubește valori creștine și viziunea ta să fie aceasta. Vreau să-L văd pe El. Și viziunea aceasta i s-a împlinit. Se va împlini și cu tine și cu mine. Vreau să-L văd pe Iisus Hristos. Domnule, am vrea să-L vedem pe Iisus. Vrei să-L vezi? Ne ridicăm în picioare. Ne rugăm Domnului și în rugăciunea aceasta spunem, Doamne, Te-am dezamăgit cu multe, dar Tu nu ne-ai abandonat niciodată, ca pe Ana. Ai fost cu noi, Ți-ai întins mâna peste noi, ne-ai binecuvântat cu tot felul de binecuvântări, ne-ai dat pâine la vremea potrivită, ne-ai iertat ori de câte ori am greșit. Mila Ta a fost peste noi, Doamne. Cum să Te părăsim? Vrem să rămânem ai Tăi pentru totdeauna și vrem să iubim casa Ta și cuvântul Tău și rugăciunea și postul și părtășia frățească mai mult ca oricând. Vrem să Te iubim pe Tine, Doamne Dumnezeule. Amin?